Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației. Aș vrea să vă mai refer la câteva chestiuni și să trec în revistă totodată și acțiunile care au fost întreprinse în cadrul vizitei din Statele Unite ale Americii. Cunoașteți că am întreprins pentru câteva zile o vizită în Statele Unite ale Americii și am început-o cu New York-ul, unde am participat la, în calitate de ambasador al siguranței rutiere, am participat în discuții cu mai mulți colegi din alte parlamente ale lumii și în care am examinat și organizat chiar și un plan de măsuri la nivel global privind desfășurarea unor acțiuni, inclusiv din punct de vedere legislativ, pentru a crește siguranța rutieră în lume. Am avut ocazia de la tribuna ONU să discut și să redau inclusiv ceea ce facem la Chișinău, ce facem în Moldova, inclusiv să redau colegilor să le descriu proiectul Drumuri Bune pentru Moldova, care a fost inițiat de guvernare recent, și la fel să discutăm despre acele măsuri, inclusiv legislative, pe care ne le propunem noi pentru a crește siguranța rutieră a Republica Moldova, inclusiv prin a introduce cursuri suplimentare în ciclu școlar și tot ce ține de educație. La fel și alte măsuri legate de infrastructură sau chiar și de promovarea, de organizarea unor campanii. La New York am avut ocazie la fel să discut cu colegii pe un alt subiect, care cu regret s-a speculat foarte mult, ce ține de rezoluția pe care Republica Moldova o propune Organizației Națiunilor Unite privind retragerea trupelor militare a Federației Ruse. Vreau să vă spun că cu regret s-a speculat, așa cum am spus, și chiar s-a adus intenționat unele confuzii. Noi ne referim la retragerea trupelor militare a Federației Ruse și nu ne referim la retragerea contingentului de pacificare. Vreau să vă comunic că Federația Rusă a intervenit cu unele măsuri procedurale, tehnice, ca să blocheze rezoluția. Rezoluția oricum va fi susținută de mai multe state. Inițierea ei va fi susținută de mai multe state și cel mai probabil în luna iunie vom trece toate procedurile în așa fel încât această rezoluție, ca și proiect, să fie introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. State precum Germania, Statele Unite ale Americii sau altele, deja preliminar și-au dat acceptul pentru susținerea unei astfel de rezoluții. Ba mai mult ca atât, așa cum v-am și spus, vor fi, sper foarte mult, multe state care vor semna chiar ca și autori a acestei rezoluții. Adică vor face un fel de co-sponsorship, se numește. Vor susține inițierea. La Washington am continuat vizita în Statele Unite Americii la Washington și aș remarca câteva discuții importante. Și anume aș începe cu cea de la Departamentul de Stat, la întâlnirea cu Wes Mitchell, care de fapt i-a luat locul doamnei Nuland și răspunde de dosarul Europa. Domnul Wes Mitchell a apreciat rezultatele care au fost obținute până acum și, bineînțeles, și-a confirmat suportul și, în general, Statele Unite ale Americii, Guvernul Statelor Unite ale Americii și-a confirmat suportul pentru Republica Moldova. În general, Statele Unite ale Americii, pe parcursul de la independență încoace, de la independența noastră, a venit cu suport mai mult de peste un miliard de dolari în economia Republicii Moldova și în proiecte sociale. Și, cu siguranță, va continua să suporte cetățenii Republicii Moldova și Republica Moldova în sine, mai ales în contextul actual geopolitic. La Congresul American, în discuții cu colegii deputați și senatori, din Camera Reprezentanților și Senatori, am primit confirmarea și cu certitudinea că rezoluția care a fost pregătită de deputații din Congresul American, colegii din Congres, va fi susținută și să sperăm foarte mult că la fel până la sfârșitul sesiunii pe care o au ei, această rezoluție privind suportul pentru Republica Moldova va fi aprobată de Congresul American. Discuții importante la Trezoreria Americană, care este echivalentul Ministerului Finanțelor al nostru și care a apreciat și au rămas foarte impresionați de reformele în sectorul bancar și în domeniul fiscal și bugetar.
și ne-au încurajat să continuăm în metodele și felul în care am pornit-o, mai ales că am reușit prin reformele care au fost impuse să creștem inclusiv încasările la bugetul de stat, să promovăm o politică monetară corectă, să avem deja nu doar stabilitate în domeniul financiar bancar, dar creștere în domeniul bancar. Și lucrul ăsta este de apreciat foarte mult și este apreciat de partenerii noștri americani. O vizită importantă la fel și la Agenția pentru Dezvoltare și de Asistență Americană, USAID, care are foarte multe proiecte, sau mai bine zis, și finanțează și vin cu suport pentru foarte multe proiecte în Republica Moldova, de la dezvoltarea unor industrii agricole sau textile, până la suport inclusiv financiar sau expertize, inclusiv, de exemplu, pentru legislația mass media. Este de remarcat cât de mult ajută americanii și chiar am ținut foarte mult să le exprim mulțumiri și aprecieri. Și în final, discuții importante, luând în considerare că în această săptămână se desfășoară adunarea anuală a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, discuții pe marginea colaborării cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional și încurajările care le-am primit de la conducerea acestor două organizații să continuăm în același ritm cu rezultatele pe care le-am avut. Cel mai probabil, în luna iunie, la următorul Consiliu de Directori a Fondului Monetar Internațional, se va aproba, se va da nota pozitivă pentru ceea ce a reușit guvernarea să facă în domeniu și în cooperare cu Fondul Monetar Internațional, în așa fel încât să obținem suportul inclusiv financiar de la fond în următoarea perioadă de timp, dar și Banca Mondială. Aș vrea să mă refer pe lângă vizita din Statele Unite ale Americii, de acea noutate pe care ați văzut-o toți și scandaloasă, i-aș zice, tentativă a unui eurodeputat cu numele Cristian Preda, care a încercat să promoveze o rezoluție în Parlamentul European în așa fel încât să blocheze asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Vreau să remarc faptul că acest individ își urmărește propriile interese sau interesele unor partide și pune mai presus aceste interese decât interesele Republicii Moldova, a cetățenilor săi sau chiar și interesele Uniunii Europene în relația cu Republica Moldova și este o relație de asociere. Și aș vrea să mă adresez acestui individ pe numele Cristian Preda să înceteze, deoarece întotdeauna în România a existat permanent o susținere a Republicii Moldova, indiferent de culoare politică și indiferent de perioade. Și există o percepție formată în Republica Moldova, în mintea cetățeanului Republicii Moldova, despre suportul pe care îl oferă întotdeauna România și noi foarte mult apreciem ceea ce face România pentru Republica Moldova. Dar din cauza unor indivizi precum sunt Preda sau alții, și nu o să le dau numele, care ori la Chișină, ori la Bruxelles tot încearcă să intimideze, să șantajeze chiar sau să condiționeze altfel decât se condiționează tehnic o asistență financiară, există deja schimbări în percepție. Și de aceea mă adresez, domnule Preda, să înceteze să manipuleze, să înceteze să-și pună interesele sale sau interesele unor partide de opoziție, inclusiv de Republica Moldova, mai presus decât interesele relației Republica Moldova-Uniunea Europeană și interesele cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, să mai refer încă la o chestiune care am observat-o fiind plecat în Statele Americii, am citit cu interes declarațiile făcute de Maia Sandu, precum că eu sunt cel care pot să-i aranjez dumneiei să participe la televiziunea națională în talk show-uri. Probabil dumneiei s-a obișnuit că în fostul partid din care a făcut parte PLDM, și în mod special liderul, fostul ei șef, domnul Filat, aveau practica de a suna pe la televiziuni, de a schimba știri, de a retrage știri sau de a se cere în anumite emisiuni sau de a organiza anumite emisiuni. Dacă dumneavoastră crede că asta este o practică bună, eu nu voi participa la așa ceva. Niciodată n-am sunat să dau indicații în privința știrilor, niciodată n-am sunat să dau indicații în privința organizării unui eveniment la o anumită televiziune și nu o voi face. Dar dacă dumneavoastră se consideră un veritabil democrat, liberal-democrat sau indiferent de care democrat, și un lider cu desăvârșire, un lider a opoziției, atunci ar trebui să-și schimbi și mentalitatea,
și modalitatea de acțiune și să uite de practicile rele și proaste care erau în cadrul Partidului Liberal Democrat. Cu alte cuvinte, Andrian Candu nu are de gând să sune la televiziune și să aranjeze emisiuni nici pentru Maia Sandu, nici pentru el, Andrian Candu, și nici pentru oricine altcineva. Mulțumesc foarte mult, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ați fost plecat, în afară de subiectele expuse, s-a mai discutat foarte mult în spațiu public despre acel proiect de hotărâre aprobat săptămâna trecută de guvern, care vizează Arena Chișinău. Și potrivit acelui proiect, în afară de contribuția inițială a statului de 200 de milioane de lei și cele 69 de hectare, statul ar urma să ramburseze 25% din investițiile partenerului privat în primul an de implementare a contractului. Vreau să ne explicați totuși, cât urmează să achite statul în afară de acea contribuție inițială? Ați vorbit cu colegii din guvern? Apropo, da. Ministrul Finanțelor a zis că nu a intrat în esență și că nu cunoaște. Consider că este prematur să ne referim și să intrăm în detalii de genul ăsta, luând în considerare că concursul încă nici nu a fost lansat și nu știm cât va costa proiectul. Vom vedea care sunt ofertele investitorilor și, în mod special, dacă colegii din guvern sunt cei care se ocupă, probabil ei știu mai bine atunci când va veni și oferta din partea sau vor veni ofertele din partea investitorilor, se va ști clar care este prețul unui proiect, acelui proiect și cât va fi contribuția statului. Adică statul urmează să mai achite ceva în afară de cele 200 de milioane și cele 69 de hectare, ca să înțelegem clar. Nimeni nu știe cât costă proiectul, deoarece încă concursul nu a fost desfășurat. Se desfășoară concursul și după care vom reveni la discuții pe marginea prețului și a contribuției statului. Eu totuși v-am zis ce e scris în acel proiect de hotărâre. Și eu v-am zis data trecută care sunt prevederile legii bugetului și din ce cauză au fost stabilite cele 200 de milioane. De aceea vă mai spun încă o dată, nu în calitate de președinte parlament, dar cu o persoană care cunoaște anumite chestiuni din punct de vedere profesional. Așteptați să se desfășoare concursul și vom vedea care sunt prețurile. Mai am o întrebare. Ați văzut că deja s-au înregistrat foarte mulți candidați în cursa pentru fotoliul de primar. Partidul Democrat, sunt nevoită să vă întreb pe dumneavoastră, fiindcă în ultimul timp au cam dispărut ședințele săptămânale la partid și acele conferințe și republice. O singură dată au dispărut. Două săptămâni. Vedeți, deja le ducem lipsa. Vedeți? Eu am să le transmit prea colegilor. Multe întrebări la partidul de guvernământ. Eu am să le transmit colegilor că ne duceți dorul. Și nu neapărat vă ducem o să organizăm. Nu ne duceți dorul. Se acumulează prea multe întrebări. Săptămâna viitoare va fi organizată ședința la partid și dacă aveți întrebări către colegii mei de la partid, cu siguranță eu sunt sigur că ei vor avea mare plăcere să vă răspundă. Și pentru dumneavoastră, că totuși dețineți o funcție de conducere în cadrul partidului. Foarte mulți candidați de dreapta deja s-au înregistrat în cursa pentru șefia capitalei. Ați spus anterior că susțineți un candidat comun. Nu s-a întâmplat să fie identificat un singur candidat comun. Ce face totuși Partidul Democrat? Să le fie rușine tuturor celor care, fără să se gândească la viitorul țării și viitorul capitalei și punând interesele lor proprii și a partidelor, și-au înaintat candidaturile. Deși e proces democratic și au tot dreptul să o facă. Am făcut o chemare, am făcut o invitație, cred înțeleaptă și corectă, ca să fie o discuție între partidele de dreapta, partidele pro-europene, ca să se identifice un candidat comun. Cu regret, ați spus foarte bine, s-au înregistrat foarte mulți. Partidul încă nu a luat decizia anume pe cine va susține din acei candidați. Dar eu regret foarte mult că anume așa la această s-a ajuns. Fiindcă eu personal, dacă tot m-ați întrebat pe mine personal, sunt într-o derută și eu personal nu știu eu, de exemplu, cu cine o să votez pe data de 20. Bineînțeles, vom avea discuții cu colegii din partid pentru a decide pe cine susținem în alegerile locale din Chișinău, în mod special, și vom veni cu decizia pe care o să vă anunțăm. Vreau să vă întreb referitor la covorul de flori care a fost instalat în scoarul catedralei. Ce părere aveți față de el și cum credeți, 2 milioane de lei, se justifică banii sau nu?
Nu l-am văzut, nu cunosc. Mi-a scris soția că s-a pornit cu copiii să-l vadă, dar nu a reușit să-l mai vadă. Am înțeles că a fost luat de acolo. Cu siguranță orașul are nevoie de lucruri frumoase și în primul rând are nevoie de o administrare corectă, fiindcă cu regret în ultimii 10 ani am avut numai dezastru în administrare. Că e un covor, că sunt alte covoare, că sunt flori de un fel sau sunt flori de altele, sunt cu siguranță cel care administrează sau trebuie să administreze bugetul municipiului o să știe foarte bine ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă. Dar cert este faptul că trebuie să ajungem la acel nivel de dezvoltare în oraș în care cele mai importante decizii, când vorbim despre cheltuieli municipale, să fie decise prin anumită consultare cu cetățenii. Eu cunosc un oraș al tinereții și a studenției, Cluj-Napoca, unde și bugetul și cele mai importante proiecte de dezvoltare sunt consultate pe platforme electronice cu cetățenii, cu locuitorii acelui oraș. Și ar fi foarte bine ca astfel de consultări să existe și în municipiul Chișinău. Că acum s-au cheltuit anumiți bani, că în perioadele anterioare se cheltuiau și mai mulți bani, dar nici nu vedeam niciun covor în general, poate atunci a fost și mai rău. De aia, haideți să lăsăm, mai ales că suntem în contextul alegerilor municipiului, primarului municipiului Chișinău, să lăsăm deoparte multe chestiuni și speculații, inclusiv, și declarații, și să vedem cine câștigă în această luptă pe alocuri sălbatică, mai ales pe dreapta, și să vedem cine merită să fie cel care va conduce pentru următorul an municipiul Chișinău. Mihaia Vasilaie, portal Agora. Domnule Candu, Centrul de Politici și Reforme a realizat o analiză în care afirmă că proiectul Arenei Chișinău este unul netransparent. Și anume, ei se referă la modul în care a fost alocate finanțarea și terenul pentru această sală polivalentă. Dumneavoastră, cum comentați și dacă este adevărat, de ce nu s-au respectat anumite proceduri, de exemplu, cum ar fi consultarea populației, precum spun cei de la centru? Cum se numește centru? Centrul de Politici și Reforme. Este un ONG. Am înțeles. Probabil cei de la Centrul pentru Politici și Reforme sunt supărați că nu au fost ei consultați. Dar o astfel de arenă nu se consultă cu Centrul pentru Politici și Reforme, dar se consultă cu sportivii, cu oamenii de cultură și cu alții care vor beneficia și cu cetățenii, cei care vor beneficia cu adevărat de această arenă. Și eu cunosc că colegii din guvern consultă și respectă procedurile care sunt realizate legate de această arenă. În legătură cu presupusa înregistrare audio în care președintele raionului Criuleni afirmă că donațiile membrilor Partidului Democrat sunt mai mult pe hârtie, domnul Gămurare, pare mi se spunea anterior că această chestiune va fi discutată la nivel de partid. Spuneți-mă, rog, dacă a fost abordat acest subiect și la ce concluzie ați ajuns. În cadrul partidului sunt câteva instituții care realizează anumite, inclusiv investigații, și este inclusiv o comisie de etică. Va lua ceva timp, dar sunt sigur că în timpul cel mai apropiat, ori purtătorul de cuvânt, ori conducerea partidului, va veni cu un anumit răspuns la acest subiect. Cert este că majoritatea contribuțiilor, dacă nu toate contribuțiile, poate și există anumite excepții și există anumite abuzuri, sunt reale și sunt legale. Eu personal am contribuit inclusiv cu, pe lângă muncă, dar și cu suport financiar pentru partid. În fiecare an diferit, de la an la an. Uitați-vă în declarațiile care sunt la nivel de partid și veți vedea absolut tot transparent. Și ca o ultima întrebare, totuși, când vor veni banii de la Uniunea Europeană? Pentru că existau voci care spuneau că asistența va veni până la alegerile locale, iar alte voci spuneau că, de fapt, acest lucru se va întâmpla mult mai târziu. Eu nu sunt contabilul
Uniunii Europene și nu știu care sunt procedurile lor tehnice de transfer a banilor. Sigur că văd oameni, gen de al de acest individ, Preda, care se opune ca Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova în proiectele de dezvoltare, dar persoane ca Preda sunt în minoritate la nivelul și a Parlamentului European și la nivelul profesioniștilor din Comisia Europeană. Și eu sunt sigur că după ce se vor încheia toate evaluările și toate procedurile tehnice, banii vor veni foarte curând. Patricia Podoleanu, ProTV. Vorbea colegul meu despre Arena Națională și despre îngrijorările unui ONG. Bine, mai multe ONG-uri au făcut un apel public în care au cerut ca să fie anulat proiectul, hotărârea de guvern în ceea ce ține de inițierea parteneriatului public-privat și spune că dacă nu vor fi luați în considerație, atunci se vor adresa partenerilor europeni pentru blocarea asistenței macrofinanciare în valoare de 100 de milioane de euro, inclusiv a primei tranșe. Aici e vorba de mai multe organizații care s-au semnat în vederea acestui apel public. Dumneavoastră, ce credeți? Riscăm să ajungem să pierdem acești bani doar pentru că nu sunt respectate niște proceduri, ceea ce ar fi trebuit să fie în mod normal, așa cum s-a exprimat și colegul meu? Nu sunt aceleași organizații în guvernul Italiei care spuneau că noi vom pierde banii dacă votăm sistemul mixt? Este vorba despre Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabil, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Politici și Reforme, Institutul de Politici și Reforme și inclusiv de Transparency International. Rugați-i să se determine care e cauza dacă vom pierde banii. Sistemul mixt sau Arena? Sau mâinii mai inventează o altă cauză? Vă mulțumesc frumos! Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc foarte mult, succese și mâine ne vedem în cadrul plenului. O zi bună!